bună? Ce facem, bebeci? Uite, vreau să scriu ceva aici. Asta e. Schimbăm centrala, că asta nu mai merge și punem alta. Asta este ultima noapte în care mă iei aici. Da. Dorm dincolo, părinții. Le facem o surpriză. Așa. Ce zice? I need a little pipi, nu? Nu, nu aia. Ei, astăzi ies la pensie. E și nu ai need a little pipi? Nu, pe ce treabă are pipiul cu... Centrala asta are 18 ani de când e montată. A ținut ceva. Mâine ies la pensie. Nu astăzi, că e când se uită și meseria și când se uită. Practic e ziua în care se uită. Dar de ce scrie așa mic? Mai mare. Mai mare? Păi ce cu scrisul ăla? Mare, mare, uite cât spațiu ai. Uite cât spațiu ai. Așa un zâmbit, un zâmbit. Sunt de exclamare după pensia aia. Unde? Acolo. Ei, astăzi mă scoate, astăzi ies la pensie. A scăpat, gata. Stai și mai fac un zambi. Azi e ultima noapte aici. În ce dată suntem astăzi? Nu contează. Hai ca să scriu pe ea. În 5 astăzi, dar tu scrii 6, adică atunci când o schimbă. 6 august? Da. Dar ce faci aici, tata? Curățăm fierul la centrală. Probabil. La aerocondiționat? Da, ne suntem în schimbare centrală termică și m-am spălat cu apă rece și se pare că mi-a rămas cuvântul minte. Mm-hmm. În noua centrală, da, apă caldă mai rece decât apa rece. Păi nu mă, dar n-a venit să dea ok-ul. Da. Și acum schimbăm asta și prima dată când desfac asta, am avut niște emoții că trebuie să tragi cam tare de capac. Am crezut că poate nu așa se desface. De obicei nu e bine să forțezi. Dacă nu merge ușor, înseamnă că poate nu faci bine. Avem și carte, dar trebuie să o caut. Se întâmplă uneori să se meargă și greu și să fie normal. Adică așa e făcut, să meargă mai greu. Probabil ca să nu pârâie, să nu vibreze, intră mai greu capacul. Știi, când scapă, scapă. Păi și ce e acolo? Ia? Acolo e ce este aerocondiționat. E un radiator care se răcește sau se încălzește. Aha. Și aerul trece prin asta. Asta trebuie spălată, curățată. Că miroase după un timp, dacă din când în când trebuie curățată, pentru că altfel începe să miroase aici, să strâng probabil vietăți mici, microbi de astea, chestii. Uh-huh. Și trebuie curățat că începe să iasă aer care miroase în cameră, știi? Și avem una aici și mai trebuie să mai scoatem una. Apăsăm aici și ridicăm așa. Asta am descoperit deja la cealaltă. Am încercat să o scot și nu ieșea, trebuie așa apăsat un pic, uite, are o agățătoare. Tutorial cum să curățăm aparatul de aer condiționat, a? Da, de către un instalator în pielea goală. Auzi, nu, nu, că nu dau în jos. Și asta are la fel, nu? Ce-o fi astea? Ori, crezi că nu e la fel. Deci să ținem cont ăsta, care are o singură culoare. Mai bine pune un semn sau... Deci ăsta cu o singură culoare e în dreapta. Ținești tu minte. Ne uităm pe filmare. Și cel care are două culori, uite... Ăsta că l-am scos. Nu, stai că nu ținea. Cel din stânga are mai multe culori, uite, are trei culori. Ok, așa. Deci stânga are trei culori și dreapta o singură culoare. Ține și care e din dreapta? Mai arată și la cameră. Dreapta e o singură culoare, uite. Adică așa erau, cu alte cuvinte. În stânga este ăsta cu trei și în dreapta este ăsta cu unu. Și vin așa, puse înapoi după ce le cureți. Ok, să le curățăm acum și după aceea să demontăm la loc după ce sunt uscate. Cum o să demontez la loc? Să le montăm la loc. Ah, să le montăm, da. Bun.
Ia dai drumul, baby. Ce faci aici? Păi nu mi-ai zis să curățească. Da, dar îți scrie cele la oameni. Aaa, păi e... alea de la aer condiționat. Cred că trebuie să oprești de ăla și după aia să se explici. A, da. Mi-ai zis să curăț astea de la aerul condiționat, nu? Da, sunt două, mai multe feluri de filtre. A, asta trebuie... Da, chiar. Asta trebuie aspirate pe ambele părți delicat și mm-hmm. atâta pe uscat. Uite, voi, e pus pe culori, ce interesant. Da, iar eu trebuie să mă duc la baie cu astea mai mari și să le spăl cu apă și să pun ușurel așa, păi să fie uscate bine, exact. Înainte să fie montate înapoi. Să vedem mai departe ce face Puio. Mămica mai pornit odată, că după toate sunt tot aspiratorii. Îi dai delicat că nu se rupă ceva? Da. Păi trebuie curățat cu urcel. Dar se simte că trage aspiratorul ăla? Da, da. Ce s-a întâmplat aici? S-a mutat apaca? Sau o fabrică de țesături de uci aici? Peste tot numai ațe, numai uci instrumentar aici? Ce vorbești? Și cutia asta e plină cu puf pentru jucării, nu? Da, pentru ursuleți. Oh my God! Ce faci aici, bă, Dorele? Uite! A cumpărat motanelul o mingică ca să doarmă pe ea chipurile. Uite, vezi? Oh my God. Dar mi-am arătat astăzi. Deci și mie e patentul ăla să le arăt ce fac cu el. Dintre toate instrumentele din casă am descoperit că ăsta are cel mai puternic efect antilăbuță. Păi dă stai mă să te gâdil. Are cel mai puternic, efect de gâdilare. Am încercat tot felul de lucruri. Ăsta a avut cel mai puternic efect. A cumpărat o mingică împreună cu alte pernuțe. Că a vrut să doarmă pe ea și nu ea. Cu ea în brațe. Da. Ca un loc de pernă, adică. Da, da, da. Dar și nu merge. Am dat-o lui socră-mi să uite la pompă, că nu... La pompă. Așa, n-are... Ia uite ce frumos. Și îmi place să văd așa, colorat, umflată. Țăpănoasă, așa, tare. Da, știu că îți place să o vezi umflată, țăpănoasă, tare. Tare, da. Am văzut din noapte nunții deja. Minge de plajă avem. Plajă n-avem. Da, când dispare corona ca să mergem la mare. Și acum, să încheiem cu mică gâdilătură. Căci. Bye bye. Nu rezistă, nu mai poate. Bye bye. Yes, doamne, cum dorme puiuletele. Ia-mi doi ursuleți în brațe. Uite așa. Cu ursuleți în brațe. Da. Ăsta e la nou care l-am croșetat. Asta e de la tine, tu mi l-ai cumpărat. Mm-hmm. Și țin pe amândoi strânsa. Bravo, fetiță! La toamnă mergi la grădiniță? Grupa mică.